La momentul respectiv, CEDO a comunicat cererea Guvernului, solicitând să se expună asupra încălcărilor pe care le-am invocat din Convenție. Mă refer aici la articolul 5, dreptul la libertate, articolul 8, dreptul la viața privată și protocolul 7, articolul 1, garanțiile cetățenilor expulzați. Guvernul urmează să se expună până pe 21 decembrie, să-și se prezinte observații. Ulterior, observațiile respective ne vor fi comunicate și nouă pentru ca și noi, la rândul nostru, să prezentăm observații. La fel, Curtea ne-a comunicat că a fost acceptată examinarea cererii noastre în procedură prioritară, conform punctului 41 din regulamentul CEDO, ceea ce presupune că cererea dată va fi examinată mai rapid. Mai rapid, nu cunoaștem exact în care sunt termenii și limitele temporare, dar oricum presupunem că în timpul mai apropiat vom avea deja o hotărâre în acest sens. Curtea a solicitat și guvernului Turciei, ținând cont de faptul că cetățenii îndepărtați sub escortă sunt de origine turcă, să expună observații pe marginea cazului dat. La fel, Curtea a solicitat și până pe 21 decembrie să prezinte eventuala soluționare amiabilă a cauzei, a litigiului respectiv cu persoanele respective, propunere de soluționare amiabilă dacă aceștia consideră că ea este oportună din punctul lor de vedere. Și deja a fost expediat de la Curte răspunsul Guvernului Republicii Moldova la întrebările acordate de către Curte din data de 7 septembrie, în momentul când am solicitat aplicarea măsurilor provizorii. Răspunsul Guvernului urmează să fie la fel criticat și de către noi. Ce aș putea menționa mai specific din răspunsul agentului guvernamental este că persoanele reclamanții nu au invocat faptul că aceștia urmează să fie supuși torturii sau tratamentelor inumane în Turcia și nu au solicitat să fie transferați, îndepărtați într-un alt stat decât statul lor de origine. Ceea ce după noi este un absurd, din moment ce dumnealor deja depuseseră cerere de azil, în care au fost expuse pe larg motivele pentru care ei nu doresc să revină în Turcia și caută azil în Republica Moldova. Cetățenii care au fost depărtați sub escortă, declarați indizerabili, doar 5 dintre aceștia au depus cerere de azil. 2 dintre ei nu au depus cerere de azil, ei fiind mai recent în Republica Moldova. 5 dintre aceștia au depus cerere de azil și au primit refuz în azil. Refuzurile, dacă nu greșesc, au fost emise chiar în ziua în care au fost îndepărtați. Deci ei nici nu au văzut încă răspunsurile, dacă în dimineața ce au fost? Presupunem că nu. Cu toate că agentul guvernamental, în explicațiile acordate curții, a indicat faptul că le-au fost comunicate atât deciziile de refuz în azil, cât și deciziile de declarare a persoanei ca fiind indizerabilă. Când ne-am adresat curții, nu cunoșteam exact care procedură a fost aplicată, presupunând că este procedura oficială a extrădării, ținând cont de faptul că anume persoanele au fost îndepărtate, duse în țara lor de origine, în Turcia. Din perspectiva aceasta am vorbit despre extrădare. La moment cunoaștem care este procedura legală, declararea acestora ca fiind indizerabile și îndepărtarea sub escortă cu încălcări. Regulamentul CEDO nu prevede termenii în care se examinează cererile în mod prioritar. Bănuim, sperăm că în cel mai scurt timp să obținem o eventuală hotărâre de condamnare, dar ținând cont și de termenii care sunt expuși la moment, adică până pe 21 decembrie, Guvernul Republicii Moldova trebuie să expună referitor la încălcarea articolului care l-am invocat mai devreme, ulterior avocații trebuie să prezinte și ei observațiile și în cel mai scurt, ulterior acestor termene, urmează să fie, așteptăm și o
hotărârea curții. Adresându-ne la CEDO, ce putem obține noi? Putem obține doar o compensare pecuniară din partea guvernului. La fel, ce ar presupune o soluționare amiabilă, o propunere din partea Guvernului Republicii Moldova a unei compensații, la fel, materiale pecuniare față de persoanele respective. Din câte cunoaștem noi, nu a fost trimis în judecată încă cauzele persoanelor respective. Dumnealor așteaptă ședințele de judecată. Mai mult de atât nu cunoaștem care sunt avocații. La fel, din câte cunoaștem, sunt avocați garantați de stat. Care sunt învinuirile, la fel nu cunoaștem, din moment ce nu au fost trimis în judecată. Informații foarte, foarte puține, mai mult informații ce ține de starea lor de sănătate, care este una la moment satisfăcătoare.